Săptămâna altfel denumită generic Să știi mai multe, să fii mai bun a debutat la Colegiul Tehnic Miron Costin cu un concurs regional și simpozion intitulat Infotehnica, aflat deja la 8-a ediție, la care au participat elevi din 16 județe ale țării. Ne așteaptă o săptămână generoasă, vorbim despre săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun, care a debutat la Colegiul Tehnic Miron Costin cu o activitate cu o bogată tradiție, vorbim despre concursul național de referate și comunicări științifice Infotehnica. Acest concurs este la 8-a ediție, este validat și în acest an de minister pentru că se numără printre concursurile avizate în calendarul activităților extrașcolare regionale și ne bucurăm de participarea a aproximativ 150 de elevi din 12 județe din țară. Referatele elevilor au fost exemplificate prin machete care au promovat o serie de obiective turistice din țară, dar și din străinătate. O echipă a promovat Castelul Bran, o altă echipă a promovat Castelul Iulia Hajdeu, una a promovat Vulcanii Noroioși și Cascada Niagara și alte echipe au fost cu participare indirectă. Copiii s-au pregătit foarte frumos, s-au prezentat foarte bine. Elevii din alte județe au trimis referatele la Roman prin poștă electronică, acestea urmând a fi evaluate de juriu. Eforturile participanților au fost răsplătite cu premii și diplome. De îndrumarea concurenților s-au ocupat profesorii Alexandra Mândășescu, Andreea Doroftei, Georgeta Gandiuc și Luminița Bătâcă.